O tragedie cumplită cu tremură o comunitate dintr-un oraș elitarian, după ce o femeie în vârstă de 46 de ani și mama a nouă copii și-a pierdut viața într-un accident oribil în timp ce se afla în bucătărie. Femeia pregătea ceva de mâncare într-o oală sub presiune aflată pe Aragaz. La un moment dat oala a explodat, iar femeia care se afla în acel moment în bucătărie a fost ucisă pe loc. Incidentul tragic s-a petrecut în Caltagirone, un oraș situat în provincia Catania, Italia. Echipajele de urgență, inclusiv medicii și pompierii, au intervenit rapid. Din păcate, eforturile lor de a o salva pe femeie au fost zadarnice. Municipalitatea a transmis condoleanțe familiei și a anunțat faptul că va plăti costurile de transport al cadavrului în Pakistan. Incidentele de acest gen sunt extrem de rare. Teoretic, oalele sub presiune pot exploda doar dacă supapele de siguranță sunt complet obstrucționate și dacă presiunea atinge niveluri care să provoace o deflagrație. Sincere condoleanțe familiei.